Cu toți să știți capitolul 13 din 1 Corinteni. Dragostea. Probabil că capitolul acesta ar trebui intitulat Ce ar fi fără dragoste? Cum ar fi viața noastră fără dragoste? Ar vrea să spun de la bun început că una dintre definițiile lui Dumnezeu din Biblie este aceasta: Dumnezeu este dragoste. Reversul însă nu e adevărat. Dragostea nu este Dumnezeu. Din păcate, trăim într-o lume care a inversat această definiție și dragostea este ridicată la rang de Dumnezeu în această lume. Deschideți orice post de radio și veți auzi cântări care proslăvesc acest Dumnezeu. Orice film, orice producție artistică, televiziunea, orice mesaj proslăvește acest Dumnezeu al veacului, dragostea. Nu orice iubire merită trăită. Nu orice iubire își are valorile meritoase. De aceea, în această seară, aș vrea să medităm puțin la definiția aceasta a dragostei date de Dumnezeu în 1 Corinteni, capitolul 13, și aș vrea să subliniez câteva adevăruri generale. În primul rând, capitolul acesta, atât de cunoscut de noi, nu vrea să spună că valorile care sunt puse în contrast cu dragostea adevărată, trebuie să le abandonăm. Nu vrea să spună cuvântul lui Dumnezeu aici că putem trăi fără aceste valori pe care le numește Scriptura. Dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare și un chimval zângănitor. Dar asta nu înseamnă că din momentul acesta a vorbi în limbi omenești și îngerești nu mai este important. Eu pot să spun așa: fără dragoste, casa mea este un pustiu ca în Arizona. Este adevărat, așa-i? Este adevărat. Dar asta nu înseamnă că de mâine îmi vând casa, nu mai am nevoie de casă și locuiesc sub umbrelă. Nu vrea să spună Dumnezeu că din moment ce dragostea este așa de importantă, celelalte lucruri nu mai valorează și nu mai sunt importante cu nimic. Le putem alunga din viața noastră. Vrea să spună cuvântul lui Dumnezeu că dragostea dă valoare tuturor celorlalte lucruri. Și fără dragoste, ele nu mai sunt ceea ce ar trebui să fie. Casa mea devine cămin în momentul în care eu îmi iubesc soția și copiii. Dacă nu există relații între mine și soția mea de dragoste și între mine și copiii mei, casa mea nu mai este un cămin. Dar asta nu înseamnă că eu pot trăi în afara clădirii de azi înainte. Din păcate însă, mulți dintre noi așa am început să interpretăm acest text. Fără dragoste, orice cuvânt își pierde valoarea. Putem să vorbim în limbi omenești și să vorbim mai frumos ca oricine, să recităm numai versuri, să vorbim ca și Eminescu. Putem să vorbim ca îngerii. Putem să vorbim în limbi omenești și îngerești. Dragostea este aceea care dă valoare cuvintelor noastre. Spuneți, cum v-ați simțit dumneavoastră ca și soție, vine soțul dumneavoastră acasă și este extrem de priceput să vă facă declarații. Și știți bine că nu vă iubește. Pentru că dragostea nu înseamnă numai cuvinte, înseamnă adevăr, înseamnă fapte. Știți bine că te înșeală, dar este plin de declarații spumoase și cu floricele. Știu bine că lucrul ăsta va răni mai mult decât orice. Dacă ar tăcea din gură, ar fi mult mai ok. Știți că același sentiment îl are Dumnezeu când venim la casa Lui și spunem cuvinte foarte frumoase despre El și a doua zi o luăm pe calea inversă. Religia noastră este foarte periculoasă în sensul că devine o religie a cuvintelor noastre. Și cu cât vorbim mai frumos, cu cât cântăm mai grozav, așa, avem impresia că suntem cu atât mai bine și plăcuți Domnului. De fapt, dragostea nu se dovedește prin vorbe. Să nu iubim cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul.
Din păcate, suntem specialiști la vorbe, dar dacă ar merge și banii noștri acolo unde merg cuvintele, nu? Lucrurile ar sta complet altfel. Vorbim frumos, dar faptele noastre nu se ridică la înălțimea cuvintelor pe care le rostim. Fără dragoste, orice cuvânt scris sau vorbit nu valorează nimic. Apoi, fără dragoste, viitorul nu mai contează. Putem să avem darul profeției și să cunoaștem toate tainele viitorului. Okay? Și să prezicem ce o să se întâmple mâine, cine o să fie ales președinte, cine nu o să fie, să știm toate lucrurile. Fără dragoste, toată această capacitate noastră se irosește în zadar. Credința, așa cum spunea filmulețul acesta, devine un exercițiu academic. Nu așa? Exercițiu academic. Știm teologie, tot mai rafinată, tot mai subtilă. Vorbim despre Dumnezeu, despre credință, despre toate, dar când este vorba de acțiune, nu? De a pune credința în acțiune, asta nu e de noi. Nu-i așa? Credința nu este o entitate care se vede, nu este o entitate care poate fi măsurată, dar ea dovedește, de fapt, relația mea cu Dumnezeu. Am încredere în El, mă hazardez în necunoscut de dragul Lui, pe cuvântul Lui, sau stau cu mințel în pătrățica mea academică și teologică. Ce se întâmplă cu mine? Vă mărturisesc că nu este ușor să pornești prin credință. Când am cumpărat clădirea aceasta, am pășit prin credință. Când am format biserica aceasta, am pășit cu toții prin credință, știți bine, nu? Am plecat fără bani și singuri. Și lucrul ăsta înspăimântează, spunea Jim Edwards în cartea lui, Povestea celor trei împărați, înspăimântează cel mai bun om care există. Dar lucrul ăsta vorbește volume întregi despre credința care o ai în Dumnezeu. Pleci bazându-te nu pe buzunarul tău, pleci bazându-te nu pe inteligența ta, nu pe resursele care le ai, te duci în numele Domnului, ca și David. Tu vii înaintea mea, spunea David, înarmat, tu te bizui pe sabia ta, pe scutul tău, pe sulița ta, pe armura ta, pe înălțimea ta, pe tonajul tău. Eu vin înaintea ta în numele Domnului. Nu am decât o piatră. Asta e numele meu. Dar numele Domnului vin înaintea ta și am să te tai în bucăți. Am să te dau păsărilor cerului. Wow! Asta înseamnă credință. Fără credință, fără dragostea în Dumnezeu și în Tatăl nostru Ceresc, credința noastră devine, așa cum știți bine, a devenit un exercițiu academic de duminică. Apoi putem să-i ajutăm pe cei săraci și bine facem și trebuie să facem fapte bune. Nu există credință autentică fără fapte bune. Dar faptele astea bune trebuie să le facem din dragoste. Toată filantropia noastră, toată dărnicia noastră, toate sacrificiile noastre pentru lumea săracă și necăjită din jurul nostru nu au valoare dacă nu o facem din dragoste pentru Dumnezeu și pentru ființa umană. La începutul acestui an am discutat mult despre motivația întregii noastre vieți. Care este motivația vieții noastre? Dragostea de Dumnezeu și dragostea de semeni este singura motivație corectă după care trebuie să trăim. Dacă facem orice din alte motive, nu valorează nimic. Apoi, sacrificiile personale par simple nebunii, nu-i așa? Să-ți dai trupul să fie ars. Ars degeaba. Ai poluat atmosfera. Dețet. Nimic nu valorează. Lipsit de dragostea pentru Dumnezeu, sacrificiile noastre nu au niciun impact. Căsătoria. Relațiile de dragoste din căsătorie, începând de la versetul 4, Pavel discute despre dragostea autentică care trebuie să existe în familie. Dragoste îndelung răbdătoare, plină de bunătate, nu pismuiește, dragoste nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, se bucură de adevăr, acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul, sufere totul.
Dacă nu există în căsătorie o asemenea iubire, o asemenea dragoste, nu este decât un contract comercial, o înțelegere, o hârtie semnată undeva la, în fața judecătorului. De ce? De ce nu e de mirare atâtea căsătorii să destramă? Pentru că le lipsește esența, iubirea autentică. Apoi, fără dragoste, a fi părinte astăzi, a fi tată sau mamă, se transformă într-un, te transformă într-un funcționar de creșă, nu-i așa? Faci babysitting, that's it. Te deranjează, te incomodează. Fără dragoste, dragostea autentică. Munca devine numai muncă, așa cum spunea și Răzvan. În loc să te bucuri de orice prilej, de a sluji, de a face ceva nou, de a... Ziua ar trece mai repede, nu-i așa? Când iubești, timpul trece extraordinar de repede, nu-i așa? Ce s-a întâmplat cu Iacov? Iubea și cât i s-au părut cei 7 ani? 7 secole, nu? Nu, pentru că slujea din dragoste. Când muncești din dragoste, când slujești din dragoste, timpul trece extrem de repede. Nu ești preocupat de timp, ești preocupat de dragostea ta, de persoana pe care o iubești. Dacă nu iubești cu adevărat pe Dumnezeu și pe semeni, timpul devine bani, nu-i așa? Time is money. Unul dintre cele mai teribile lucruri. N-ai timp de Dumnezeu, n-ai timp de biserică, n-ai timp de Biblie, n-ai timp de a lucra împreună cu frații, n-ai timp de a sta de vorbă cu nevastă, n-ai timp de a sta de vorbă cu copiii, n-ai timp de oameni, n-ai timp să vorbești cu nimeni. Când iubești, ai timp. Așa e? Ai timp suficient. Îți faci timp. Dragostea îți rearanjează prioritățile. Când îl iubești pe Dumnezeu din toată inima ta, din tot sufletul tău și din toate energiile tale, ai timp de El. Te scoli de dimineață să stai de vorbă cu El. Ți se pare prea puțin timpul acela de stat în rugăciune înaintea Lui. Ți se par cărțile din Biblie prea scurte. Ți se par serviciile de biserică prea scurte. Știți de ce devin serviciile de la biserică prea lungi? Din pricina predicilor și a predicatorului, așa e? Plictisitori și așa mai departe, programele. Nu, este ceva de, o problemă mai profundă, de inimă. Dacă ne-am iubit pe Domnul, nimic n-ar mai fi lung. Ne-am face timp și am avea timp pentru El. Dacă am iubit semenii, ne-am face timp pentru ei. Poate că lucrul cel mai teribil, lipsiți de dragoste de Dumnezeu și de semeni, începem să ne iubim pe noi înșine cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată energia. Așa am devenit o gaură neagră acestui univers care înghite tot ce este în jur. Me, myself and I. Această nesfântă trăime în care am devenit. Ni se cuvine totul. Dacă citim în ziar, suntem deranjați că nu scrie de noi. Dacă ne uităm la televiziune, nu vorbește de noi. Dacă ascultăm la radio, nu ne menționează numele. Dacă mergem la biserică, nu ne punem să predicăm, nu ne bagă în seamă, nu ne salută, nu ne face, nu ne dă, așa. Și atunci ne plimbăm din biserică în biserică, poate ne dă cineva ceva, nu? Pentru că noi devenim persoana cea mai importantă, devenim centrul universului. Nu-mi treabă de noi, se întâmplă lucrurile fără de noi, până și America asta, domnule, se conduce fără să întrebe de noi. Nu? Teribilă chestia asta. Va trebui să întrebe de noi, nu? Devenim centrul universului, devenim egoiști, devenim, așa cum ziceam, o gaură neagră care absorbe totul în ea. Nu este nimic mai destructiv decât asta. Eu devin cel mai deștept, cel mai inteligent, cel mai bogat, cel mai sfânt, nu? Cel mai pocăit dintre toți.
Aia la nici vorbă. Nu. Vă aduceți aminte cum se ruga ăsta? Doamne, eu îți mulțumesc că nu sunt ca aia alți. Nu. Hărăpăreți, lumești, firești, auzi, Doamne, Doamne, ăștia mănâncă prăjituri la biserică duminică dimineața. Beau cafea. Oh, wow. Pe când eu, noi. De ce am filmulețul acela care ați văzut despre biserica noastră, la rang foarte înalt, ținem enorm de mult la fraza aceea care spune în această biserică, noi nu vom manifesta niciodată o atitudine, noi suntem mai sfinți decât tine. Noi suntem mai buni decât tine, noi suntem mai grozavi decât tine. Asta este expresia cea mai evidentă a fariseismului. Pentru că toți suntem broken people, toți suntem niște oameni zdrobiți care avem nevoie de Hristos, toți suntem păcătoși. Obișnuiesc să spun în biserica asta și o spun din nou și din nou. În comunitățile noastre există două feluri de păcătoși, prinși și neprinși. Păcătoșii prinși sunt dați afară de ăia neprinși. De aia neprinși. Ca ei să fie sfinți, ei sunt mai grozavi decât toată lumea, decât ăia alți. Noi am vrea să formăm o biserică din păcătoși, din ăștia prinși, să vină împreună cu noi. Pentru că toți suntem niște păcătoși care au nevoie de Hristos și vrem să trăim în dragostea autentică care vine de la Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. Toate virtuțile sunt extraordinare. Nădejdea, credința, dar dragostea, spune Apostolul Pavel, este cea mai mare dintre toate. Ne bucurăm că în seara asta ați fost la Agape, unde dragostea este la ea acasă. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Rămâneți în dragostea Domnului. Este de fapt porunca Mântuitorului care a spus, rămâneți în dragostea mea. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și să ne rugăm în seara aceasta să putem rămâne în dragostea Lui. Să putem rămâne în dragostea Lui Hristos. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău.